Mă gândesc să fac un vlog de weekend, azi și mâine. Nu că aș avea ceva interesant de făcut, dar m-am gândit să vă mai iau cu mine, să povestim una alta, pentru că n-am mai făcut un vlog de weekend de mult. Ce am făcut până acum? M-am luat micul dejun, am făcut curățenie în toată casa și o să ne îmbrăcăm, ne pregătim să mergem până la apartament, vrem să mergem până în Pepco și în Lidl să facem niște cumpărături și o să vă iau cu mine peste tot. Just a little different. N-am mai apucat să vă arăt cum am machiat, cum am îmbrăcat, pentru că m-am grăbit Alex să vin. Am ajuns la apartament, de fapt suntem încă în fața blocului pentru că avem nevoie de cheie să intrăm. Și o să mergem să vedem ce au mai făcut, cum sunt lucrările, dacă au mai terminat ceva. Ultima dată când am fost era gresia pusă. Și au adus și parchetul și ușile erau, dar nu erau puse încă, bineînțeles. Așa că vă iau cu mine și vedem ce s-a mai întâmplat. Tu știi de la ăștia? Ce bine, e pe jos! Oh, ce frig e, ce nebun! Acolo e WC-ul? Când e bine, sau am câteva. Deci, avem calorifere, ceea ce e bine. Avem geamuri. Avem gresie. Avem un model drăguț. Și din cu acela fel. Și aceasta e bucătăria. Acesta să fie dormitorul principal. Ce bine că a pus calorifere. Aici avem ușa de la balcon. Și dormitorul e destul de mare. Cum vedeți, avem foarte multă lumină, ceea ce e foarte bine. Asta e a doua cameră, care e super, super mare. Deci am o grămadă de lumină peste tot, ceea ce e super bine. E foarte mare și camera aceasta. O să vă arăt și restul. Fi ready! Hai. Aici este un dormitor, unul dintre dormitoare. Și avem calorifer. Avem calorifer. Și asta e foarte mare camera. Așa, iubi. Da, ai văzut că scrie numele tău aici? Unde? Uite aici. Aici sau? Bobby? Nu, mai sus, mai jos, uite. Alex? Așa, mai departe, Dubi. Asta este celălalt dormitor? Adică dormitorul nostru, cu balcon, nu? Acolo e balconul. Mai departe, bucătăria. Iubi, prezintă-ne aceste modele. Asta e superbă cu cafea. Asta e de relaxare? Da. Ai un fail cumva? Da? E un fail? Fail? Fail. Așa, cele mai minunate. Cauze. Da. Ce e aici, iubi, această de bara mică, care e o baie mică? Baie mică. Să vă dați seama, toată baia asta e cât mă rotesc eu aici. Cam așa. Dar ce zici de această lumină minunată? Mai avem nevoie de ring light? E, mai avem, da. Hai să zicem. Baia minunată. A desenat Alex aici. Unde să pună cada. Ca să nu o pună aiurea. De aici mergem în Lidl. Și după care mergem în Pepco. Și ne vedem mai încolo. Thank you.
Am despachetat cumpărăturile de la Lidl și o să despachetez cu voi cumpărăturile de la Pepco. Voiam să fac un haul, dar o să fac un alt haul cu produse cosmetice și alte produse pe care le-am primit. Mi-am mai cumpărat ceva. Și pe acestea vi le arăt acum, ca să vă pun undeva să vedeți. Așa. Din Lidl mi-am mai cumpărat acest kimono, care este de fapt un fel de halat de saten. Să vedem cum arată, pentru că mi-am luat mărimea M. Vedem dacă mi-e bun. E drăguț. E cu mânecă scurtă. Arată cam așa. Nu știu cât îl puteți voi vedea. Are mânecuțele acestea interesante. Și din Pepco am găsit o suculentă foarte drăguță, care bineînțeles nu e naturală, dar arată foarte bine. Pentru sare și piper, role pentru scame, ciorapi, baterii ieftine și bune, căni, pentru că n-avem destule. Iubiți la cănile mele? Cumva că n-avem căni? Da. Avem 1 milion de căni. Avem 1 milion de căni, dar am mai cumpărat 2 căni care erau la set. Vă zic și cât a fost setul. 10 lei. Una e gri, una e roz. E cu tematica de Valentine's, cred că e din catalogul de Valentine's. Sunt drăguțe, sunt mari. Avem căni noi! Avem deja căni noi, care încă nu au apucat să fie despachetate. Iubi, acest instrument este pentru toca cartofii? Da. Da, și cam atât. N-am cumpărat foarte multe. Ceea ce e bine, n-am stricat foarte mulți bani și ne punem să mai stăm puțin, cred, și o să facem mâncare, vrem să facem burger și o să vă iau cu mine tot procesul acesta când facem burger, poate vreți și voi să faceți. Vă dăm și noi o idee de rețetă. De mâncat și văd că am rămas fără ruj pe buze. Am purtat rujul lichid mat de la Rimmel London. Nu mai știu exact ce nuanță e, dar îmi place foarte mult. Nu sucă foarte tare buzele și e destul de rezistent. Când l-am aplicat? Cred că acum 4 ore, ceva de genul acesta și abia acum s-a dus, s-a mai rămas conturul și cam atât. Mi-am deschis laptopul pentru că trebuie să aleg câștigătoarea concursului de pe YouTube și o să avem un concurs nou în curând, o să fie un concurs mai mare. O să ofer ca premiu un parfum Guess Seductive, parcă se numește parfumul. Sper să se înscrie cât mai multă lume. Aș vrea să-l câștige cineva de 1 martie să fac și eu pe cineva fericită. O să mă pun acum să văd câte comentarii am la ultimul clip. Mâine ar trebui să avem clip nou și sper să avem. Trebuia să filmez astăzi un clip cu Alex. Clipul se numește Amnam, ar trebui să fie ceva funny. Probabil pe când o să postez vlogul acesta deja o să vedeți clipul. A fost mare agitație cu apartamentul, a trebuit să mergem să vedem ce mai lipsește, pentru că e aproape gata și trebuia să facem o mică listă cu ce mai au de lucrat, ca să termine cât mai repede, pentru că predarea ar trebui să se facă martie, dar să vedem acum, pentru că e deja mijlocul lui februarie și mai au depus parchetul, ușile și
câteva chestiuțe micuțe și sper că în martie să fie gata să îl predea. De mutat nu știm încă când ne vom muta, pentru că trebuie să ne cumpărăm mobilă și electrocasnice și așa mai departe. Dar să vedem. V-am întrebat pe Instagram, de fapt pe Insta Story, dacă să aleg cu Random Org sau să aleg după comentariu. Majoritatea ați votat cu Random Org, deși nu știu de ce, pentru că vă avantajează mult mai mult dacă aleg după comentariu. Dar dacă voi ați zis așa, așa voi face. Așa că mă pun la treabă și revin mai încolo. Ce faceți? E sâmbătă, iar. Am unit vlogul de sâmbătă trecută cu vlogul de sâmbătă aceasta, pentru că duminica trecută n-am filmat nimic, pentru că n-am avut timp. Și m-am gândit să fac totuși două zile, pentru că era aiurea să pun doar o zi. Nu știu, era oricum un vlog destul de scurt. Așa că m-am gândit să le unesc pe cele două și să pun un vlog cât de cât mai consistent. Also, dacă vi se pare că fața mea arată ciudat, vă zic eu că nu vi se pare. Am fost ieri la o extragere, am avut niște puncte de grăsime de care voiam să scap de foarte mult timp și abia acum am reușit să merg și arată puțin bombardată fața, pentru că nu e chiar atât de ușor cum credeam eu să scoți niște puncte de grăsime, mai ales că sunt sub piele. Am fost și la pensat, măcar am scăpat și de grija aceasta și am aici în spate, știu dacă vedeți, bine, nu cu ce m-am făcut eu dimineață pe față, cadourile. Sunt cadourile de la giveaway-uri. Le împachetez și o să merg la poștă să le pun. Îmi cer scuze fetelor pentru că n-am reușit să le pun weekendul trecut, pentru că poșta era deschisă doar până la 1 și m-am trezit puțin prea târziu și n-am reușit, dar merg astăzi să le pun și cu ocazia asta o să-mi iau și eu un colețel. Am câștigat și eu la un concurs în decembrie o carte pe care mi-o doream foarte mult și cu ocazia asta o să iau și pe aceea. O să fac și curățenie după ce vin de la poștă. Mai trebuie să merg până la bancă și mă uitam acum la The Nanny, că e la televizor și mi-aminteam de vremurile bune în care mă uitam la acest serial. E foarte, foarte funny. Și da, merg să împachetez cadourile voastre, să ajung la poștă și să vi le trimit, așa că ne vedem puțin mai încolo. Gata, am fost și la poștă, coletele sunt în drum spre fete. O să primiți aviz poștal când o să ajungă la voi. Să mergeți să le ridicați și să-mi spuneți dacă e totul în regulă. Am fost și eu să-mi iau coletul. A trebuit să merg la altă poștă pentru că mi l-a trimis în altă parte. Dar a fost ok pentru că la poșta în care am fost să-mi iau eu coletul n-a fost nimeni la rând. Iar la poșta în care am mers să pun eu coletele a fost dezastru. Am stat o grămadă la rând și să vă arăt ce am câștigat eu. Pe colețelul meu vă arăt și cartea. Aceasta este cartea pe care am câștigat-o eu. Mi-am dorit-o foarte mult, iar voiam să o cumpăr de Crăciun, dar n-am mai apucat. Și am câștigat concursul care a fost făcut de Alina. Mulțumesc, Alina! Mă bucur foarte mult pentru carte. E super, super cute. Și chiar dacă este de Crăciun, o să o citesc. O să-i vină și rândul ei, nu știu când. Ce tare, are și imagini din câte observ. Cred că e super interesantă. Parcă este și partea întâi de la cartea aceasta, să mi-o cumpăr și pe aceea. Și cam atât. O să merg să mă schimb și ne apucăm de curățenie, pentru că e sâmbătă și e dezastru în casă. Și ne auzim puțin mai târziu. Să vă mai dau un update. Am terminat de făcut curățenie. Am făcut câteva poze pentru Instagram, să am pe săptămâna următoare. Am schimbat puțin flatlay-ul. Sper să vă placă. V-am întrebat și pe Insta Stories dacă vă place. Și mă pun să scriu un articol și celălalt probabil o să-l scriu undeva săptămâna viitoare. Și pentru că mi s-a făcut foame, o să mănânc un Activia. Asta cu cereale, îmi place foarte mult. Și o să ne uităm probabil mai târziu la un film. Dar cam atât a fost ziua de astăzi. Adică nu plănesc să fac nimic interesant mai încolo. Poate dacă o să fie, o să vă mai zic. Dar până atunci, să aveți și voi o zi frumoasă. Neața, ce faceți? Eu nu de mult m-am trezit, am luat micul dejun, am mâncat niște lapte cu cereale și mă pregătesc să filmez clipul de azi, care o să apară de seară. Bineînțeles că pe când o să pun vlogul acesta, voi deja ați văzut clipul, așa că nu știu de ce vă mai zic de el. După care mai târziu așteptăm niște prieteni să vină pe la noi. O să vină colega mea de muncă cu prietenul ei. O să mă vopsească, în sfârșit, pentru că deja mi se văd rădăcinile și arăt groaznic. Iar părul meu nu mai stă absolut deloc. Am observat că după ce îl vopsesc,
se mai liniștește, începe să arate și el mai bine și să-l coafez mult mai ușor. Am observat că începe să-și revină și fața mea după extracția de vineri. Începe să se vindece locurile unde am avut punctele de grăsime și mă uit la The Nanny. Cred că mă mai uit la episodul acesta și merg să mă pregătesc pentru filmare. Așa că până atunci să aveți o duminică frumoasă. Vă spun sincer că nu e ora 10 și nu am de gând să mănânc o bucățică din această minunată prăjitură de la IKEA. Mi-a dus Adelina cadou. Eu încă n-am gustat din ea, dar vreau să mănânc acum. Și repet, nu e ora 10, vi se pare. Și aici o să-mi fac un ceai. Nu știu exact de care... Cred că... Da, foarte romantic, uriceai. Este cu merișor, au început să mă doară puțin rinichii și îl combin cu echinacea de obicei pentru imunitate. Așa că atac două deodată. Vedeți cum arată această prăjiturică delicioasă. Arată cam așa. Mamă. E raiul pe pământ. Și o găsiți la IKEA. Și o să ne tăiem o feliuță mică. Și aștept să mi se termine ceaiul și o să mă pun în pat. O să mă uit la un film. Cred că o să ne uităm la Thor. Al doilea film. Am început să ne uităm iar la seria aceasta Avengers și acum ne uităm la Thor 2. Aseară ne-am uitat la Thor 1, mai avem câteva filme și după care ne punem la somn. N-am mai reușit, din păcate, să filmez nimic azi, dar am filmat clipul pe care deja l-am postat. Îl puteți urmări pe canalul meu. Au fost niște prieteni în vizită, mi-a vopsit și părul, mi-a vopsit prietena mea Adelina părul. Îmi place că niciodată nu-mi rămân urme pe frunte sau pe aici când mă vopsește ea și mi se pare că a ieșit culoarea destul de bine, roșu cum îmi place mie. Așa că o să închei acest vlog aici, sper că v-a plăcut. Nu a fost nu știu ce, v-am zis că nu fac nimic interesant, dar o să ne vedem într-un nou vlog curând. Pa, pup!